Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am citit un articol care începea cu acest titlu. Cum e mai bine? Să fii bogat într-o țară săracă sau sărac într-o țară bogată? Tap-ta-na. A, zici? A. Deci tu ai vrea să fii bogat într-o țară săracă. Bogat în orice condiții. Râzi de... Nu trebuie să râzi. Să râzi de ceilalți. Nu trebuie să râzi. Trebuie să fii doar, trebuie să ai banii de care vorbește. Mie mi se pare că amândouă sunt nasoale. 0372069599. Vă propun să vorbim un pic despre asta. Gândiți-vă, dar trebuie să argumentați. Și nu începeți cu aia, cu mai bine bogat și sănătos într-o țară bogată și curată, că asta, na. Trebuie să facem următoarea alegere. Deci, ori bogat într-o țară săracă, ori sărac într-o țară bogată. Care dintre aceste variante, dacă ar fi să alegi și n-ai avea altă variantă? Adică, băi, frate, asta e, trebuie să alegi una. Dar dă-mi un exemplu de țară bogată. Țară bogată? Nu știu, țară bogată tip Luxemburg, na. Cea mai bogată țară, adică aia în care cetățenii au... E, se adică, calculează paritatea puterii de cumpărare raportat la PIB, nu știu eu. Și săraci o duc bine, la asta te referi, cumva. Da. Da, păi acolo e calitatea vieții, adică... Dacă și o țară săracă? Băi, pe de altă parte, știi, tu ai văzut... Am înțeles asta cu calitatea vieții. Sunt săraci și în țările bogate care vai steaua lor, adică... Vezi că dacă ești bogat într-o țară săracă, poți să faci multe vacanțe. Cum? În străinătate. În țările alea bogate. A, și la atunci, asta te referi. Da, și atunci, ideea e să locuiești. Să locuiești acolo. Da, trebuie să plătești taxe în țara săracă. Trebuie să dai șpăgi în țara săracă, să te descurci. Mergi prin... Ai o mașină super cool, adică ți iei ăsta, Bentley, Maserati. Dai în grob cu ea. Vine unul cu duba matriculată în Bulgaria și ți-o bușește că el are geamurile opace și nu vede și oricum nu merg semnalul, nu? Ești și tu... Da, greu de ales. Bogat, cu haine de-alea bogate pe tine și respiri aerul poluat de săraci, nu? Da, la asta cu aerul poluat de săraci nu m-am gândit. Uite, o altă perspectivă. Cristian spune că e mai bine să fii bogat într-o țară săracă pentru că poți să-i ajuți pe cei săraci din bogăția ta. Ai văzut? Pam, pam. La asta nu m-am gândit, aici ne-a închis rău de tot. Zici și cu cernic. Da. Nu mai bogat. Bine, haideți să ne jucăm, dacă vreți. Țările cele mai bogate din lume, dacă vrei și un top, după PIB-ul pe raportat la paritatea puterii de cumpărare, pe primul loc Luxemburg. Deci Luxemburg e cea mai de bogat țară, cum ar fi. Uh-huh. Uite, ce plictiseală trebuie să fie acolo. Pe locul 2, Macau. Luca, tu ai fost în Macau. Da. Și ce e, domnule, Macau? Jocuri de noroc. Atât? Da, practic. Să nu-i fost o colonie portugheză. Foarte bogată. Da. Știi ce era acolo? Că am intrat în cazino, să văd și eu de curiozitate. N-am crezut că exista așa ceva. Era practic ca un stadion, unul dintre cazinouri. Arăta, m-am simțit ca pe un stadion cu gazonul invadat. Știi ce zic? Deci tu acolo... Joculețe de alea electronice. Aha. Deci tu acolo erai sărac într-o țară bogată. Cum te-ai simțit? Foarte bine. Te-ai simțit bine, plăcut, nu? Da. Ți-a plăcut. Știi că eu am fost și eu sărac într-o țară foarte bogată, în Singapore. Uh-huh. Și am intrat, știi că e un mall de bogații lumii acolo. Da. În care au, adică Louis Vuitton are propriul magazin care e pe apă. Eu mă întreb... Astea-s detalii, dar altfel avem și noi băneasa, adică da. Nu mai este. Bravo! Domnule, așa am crezut și eu. A intrat în mall-ul ăla? Da. Deci mall-ul de bogați din Singapore, care este uriaș, m-am plimbat 3 ore, am zis să cumpăr și eu ceva de amintire. Nu te poți apropia nici. Deci nici nu știam că există atâtea mărci de lux pe planetă de care nici nu mă pot... Mi-era rușine să intru în magazin. Tu nici n-ai fost la Dubai. N-am fost la Dubai. Vezi? Dar știi genul ăla de magazin în care ți-e rușine să intri? Da. În care sunt de aia la ușă și se uită la tine, te măsoară și își dau seama de-n prima că tu doar intri să cași gura. Ție ți-a fost frică să nu te refuze la intrare? Da, exact. Sunt vânzător de aia cu mănușele albe. Am niște prieteni care au fost refuzați să intre într-un magazin la Paris. Au vrut să intre, să vadă și ei, să... așa, și ei au zis, nu, dumneavoastră nu. Da, cred. Foarte... Mamă, pe ziua de azi nu mai poți să faci ceva, că e scandal, dar să face manifestație pe loc, pichet. Da. Și în mall-ul respectiv, ăla, mall-ul de bogați de acolo, erau mai mulți europeni săraci ca noi, care se plimbau și căscau gura, ca ocazie, în general, cred că erau și câțiva americani, mm-hmm, și australieni de ăștia. Și singurii care umblau cu pungi după ei, chinezi. Da. Și cred că erau și ceva ruși. Ăștia erau, frate. Asta e lege. Băi, dar aveau la pungi, adică erau pungi, era clar, de mii de euro. Umblau cu niște pungi de alea de hârtie. Cum mergem noi și luăm de la H&M kiloți și ne dă o punguță de aia de hârtie? Așa umblau ăștia cu pungile de la toate mărcile alea absolut uluitoare.
De asta m-a fascinat de când am călătorit prima oară în viața mea. Și de atunci în continuu, oriunde e mai mare luxul și mai scump, acolo sunt chinezi, tata. Da. Gen 9 din 10 clienți. Bine. Deci cum credeți că e mai bine, ce v-ar conveni mai mult? Dacă ar fi să puteți alege și să nu puteți alege decât între astea două. Bogat într-o țară săracă sau sărac într-o țară bogată? Și de ce? 0372-069-599. Hai să luăm câteva telefoane, vorbim un pic, poate dăm și câteva mesaje pe WhatsApp. 0728-3132. Am primit așa cum era de așteptat mesaje de la ascultătorii noștri, foarte haioase, despre cum e mai bine. Bogat în țară săracă sau sărac în țară bogată? Asta. Adică Gigi Becali în voluntari sau... În urmă cu 10 ani, chiar mai mult, lucram șofer de tir în Uniunea Europeană și era un băiat care lucra și el pe comunitate șofer, lua 2000 de euro, dar era stabilit, însurat în Filipine. Și vreau să spun că stătea 6 luni pe Europa și pleca cu banii cei 12.000 de euro în Filipine și trăia regește. Era boier. Avea inclusiv servitori. Ce tare. Da. 6 luni le stătea pe Europa, 6 luni le stătea în Filipine. Iar cu banii care îi câștiga el în 6 luni în Europa, acolo era rege. Așa era. Avea servitori și tot toți cei locuitorii din zonă venea și stătea la gardul lui ca să primească pomeni. Era Gigi Becali. Concluzia, bogat într-o țară săracă. Bogat într-o țară săracă. Da, deci ăsta ăla venea și era sclav 6 luni. Era sclav, era șofer. Haide, mă, că muncești, frate, mă, da, rupere. Da, mă rog. Sclav cu ghilimele, dar muncești de rupi, frate, munca de șofer de tir, ăsta e super complicat, e dificil. Colegilor, atenție la radare, colegilor. Și după ai aia se ducea. Vreo, da, da, ești da, ca lumea. Mamă, dene, da, dacă trebuie să treci din România în Bulgaria. Hai că mai avem. Ia. Aș vrea să fiu sărac în Elveția. Diferența dintre un elvețian bogat și unul sărac este că ăla sărac își spală singur Mercedes. Na. Bună asta, da, 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 da. Adică în Elveția nu au homeless? Uite, am fost acum în vacanță, am trecut prin Paris, n-am văzut niciodată atât de mulți homeless în Paris. Bine, Parisul, na. Mamă, nene, deci erau oameni și era frig afară, începuse să plouă, vai steaua lor. Asta e sărăcie, că noi ne gândim, a, sărac așa, cam cum sunt acum de sărac. Adică cu mașină, cu apartament, cu televizor, cu Netflix, sau asta. Nu, sărac, sărac, frate. Bă, mie mi-ar place sincer să fiu bogat într-o țară săracă, să pot face bani mulți ca să pot după aia să călătoresc, să mă simt și eu sărac într-o țară bogată. Ce mișto asta. Bună, bună, da, 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 drăguț. Și uite, apropo de asta, George din Italia zice, eu am trecut prin Luxemburg acum vreo 2 ani cu mașina. Mă, micule, am avut senzație mișto de tot. Mi se părea că și porumbeii au bani. Fantastic. Deci, prefer sărac într-o țară bogată. Și porumbeii. Da, legat de Luxemburg, mai avem un mesaj. Dacă ești sărac într-o țară ca Luxemburg, înseamnă că ești un bou. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.